Dragostea dă afară frica, învață Sfântul Ioan Teologul. Este frica cea sfântă de Dumnezeu de a nu întrista pe tata. Asta este frica cea adevărată. Nu este frică ca de, nu știu, ca de polițist. Este frică foarte frumoasă de a nu întrista iubirea, de iubirea lui Dumnezeu. Așa cum un copil care face o poznă și sparge un pahar, să sfiește de tata și de mama ce a făcut. Deci dragoste se scoate afară frica. Uite, Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune așa: de ce face omul poruncile lui Dumnezeu? Din două motive. Ori din frică de iad, ori din dragoste de Dumnezeu. Îți spune amândouă începuturile, dar trebuie să avem baza pe care construim ceva. Frica cea sfântă de Dumnezeu. Deci nu putem înțelege frica asta delicată de la început. Înaintând în viața duhovnicească, Dumnezeu ți-o arată. Atunci viața omului se schimbă.